E un referendum crucial pentru țară, văd. Ar putea fi, de ce nu, că e un exemplu pentru că toată lumea suferă. Ce este la Buzău este în fiecare capitală de județ. Au mai fost referendum de genul ăsta? Au mai fost două referendumuri la Oradea, au fost pierdute amândouă și îmi pare rău, ultimul a pierdut la Oradea, deci, domnul Ilie Bolojan, doar la 1,4%. Bun, deci a fost unul și a fost și unul la București, n-a fost? Referendum pe chestia asta nu. Au mai fost ale pentru deci, familie, noi putem pentru vorbi căderea pe 20, lui Băsescu. Putem vorbi pe 26 de un moment crucial dacă câștigai, pentru că... Da, Republica de la Scăieni, deci va fi dacă veți câștiga, va fi un model. Toți colegii așteaptă treaba asta pe adevărat. Păi vorbiți cu Cățu să le spun lor sau cu Orban de la Buzău. Iar domnul Cățu de față cu noi acolo a spus, da, domnule, mă încurajez chestia asta. Normal. Și e o chestie normală. O să urmărim referendumul, deci înțeleg că e un referendum vital pentru România. Acolo e o bătălie. Fără glumă poate fi. Deci domnii primari din România, fără excepție, primarii de municipii, ar trebui care să municipiile înseamnă 50, peste 50% de populația României. Dacă biruie acest... E un prim pas spre reforma administrativă necesară dezvoltării României. Deci este o necesitate pentru România. 25 septembrie ne vom uita toate privirile de România. Încă o dată, 26 septembrie, 26. Și nu se prezinte lumea mai devreme. Bă, a spus Cristoiu, 26 septembrie, ultima duminică din septembrie. Va fi crucială pentru România.